Sunt Răzvan Dang și asculți Disciplină Pozitivă, un podcast bun pentru copii atunci când îl ascultă părinții și profesorii. În jurul actului de parentaj există o mulțime de credințe false, mie așa îmi place să le numesc, iar una dintre aceste credințe false legate de parenting este una că acesta elimină orice reguli, iar copilul poate să facă orice își dorește. Iar acest lucru, dați-mi voie să vă spun că este fals. Pentru a putea înțelege acest concept, este necesar să vă spun că există trei feluri de părinți. În acest podcast le voi prezenta sumar, deoarece scopul nu este să facem o introducere în parenting neapărat, ci să demitizăm, așa cum spui, aceste idei. Primul tip de parenting sau primul tip de părinte este acela autoritar, în care toată puterea de decizie este în mâna adultului. Există, așa cum spuneai apropo de profesor, și o formă de predare autoritară. În centrul interesului se află cadrul didactic în acest stil. Părintele autoritar este foarte ferm, are o mulțime de reguli pe care le impune fără să se gândească de două ori. Iar atunci când nu sunt respectate, un astfel de părinte nu se dă înlături de la aplica pedepse și restricții. Aceste pedepse uneori au legătură cu subiectul, dar să știi că de cele mai multe ori nu au. Iar asta creează foarte multă confuzie pentru sufletul copilului și pentru mintea lui. Părintele autoritar, dă-mi voie să-ți spun, Dorin, este greu de abordat. Își exprimă cu reticență sentimentele de iubire, deoarece consideră că ar putea fi un semn de slăbiciune. Cunoașteți, cred și voi, cum cunosc și eu, părinți care spun că ai lor copii trebuie să fie pupați doar când dorm. Căci în caz contrar, i-ar răsfăța și li s-ar urca democrația la cap. Acum, în acest podcast nu vreau să vorbesc nici despre cauzele acestui tip de parenting, nici despre efectele lui asupra părintelui. Vrem doar să le trecem în revistă. Părintele autoritar vrea ca totul să fie făcut așa cum își dorește el și cum înțelege acesta că este corect. Ideile noi sunt respinse și este cu adevărat mulțumit doar atunci când copilul face întocmai ce îi se spune. Așadar, acesta este primul stil de parenting, stilul de parenting cu care foarte mulți dintre noi am crescut. Sufletul copilului este ca o liturghie. Ceea ce putem noi face este să ne plasăm undeva la mijloc. Deci, într-o extremă, avem părintele autoritar. În cealaltă extremă, îl avem pe părintele permisiv. Iar acest părinte este ca umanitatea, care în general trece dintr-o extremă în alta. Și, bineînțeles, și acest tip de parenting, care este la polul opus, este bulversant și deloc de ajutor. Odată cu evoluția tehnologiei, cu implementarea drepturilor omului, iar mai apoi ale copilului, legile au început să devină din ce în ce mai aspre, iar copiii să fie din ce în ce mai protejați. Până acum 50-75 de ani chiar, copiii, la fel ca femeile, nu aveau niciun drept. Lucrurile însă au progresat și e bine că se întâmplă asta. Asta a determinat pe mulți părinți să cadă, din păcate, în extrema permisivității. Când părintele este permisiv, toată puterea de decizie se află în mâna copilului. Apropo de stilul de predare, există și o formă de predare permisivă, care se numește laissez-faire. În centrul interesului se află exclusiv copilul. Această formă de predare este total diferită de ideea curriculară a învățării centrate pe copil, în care profesorul adaptează conținutul instructiv educativ în funcție de particularitățile, de interesele și de aptitudinile copilului. Predarea permisivă, din punct de vedere al pedagogilor, este mai puțin productivă decât cea autoritară și pedagogii conchid că nu îi ajută pe copii să învețe mai nimic. Cam așa se întâmplă și cu parentajul de tip permisiv, Dorin. Copilul face tot ce vrea, iar părintele acceptă, repară greșelile și își asumă el, ca adult, responsabilitatea pentru ce face copilul. Acest comportament este tipic pentru domnul Goethe, că suntem în sfera marilor clasici. Nu cât neapărat că acești copii sunt răsfățați așa, cu ghilimele de rigoare, ci pur și simplu modul de creștere a lor nu are niște limite stabilite. Interesant este faptul că în momentul în care părintele permisiv vrea totuși să impună niște limite, pentru că relația lor este destul de haotică, el este respins cu vehemență și nu prea mai reușește să facă nimic.
Părintele permisiv este extrem de cald, însă nu este deloc ferm și aceasta este o extremă. Ceea ce este bine să știe părinții și profesorii este că micuții copii au nevoie de limite, de reguli, pentru că în caz contrar se vor dezvolta haotic, crezând că totul și toate li se cuvin, că toți cei din jurul lor trebuie să facă totul așa încât lor să le fie bine. Nu foarte târziu, din păcate, în viață, vor constata că prea puțini oameni acceptă un astfel de statut. Și din nou, nu analizăm aici cauzele ce duce la un parentaj permisiv și nici efectele în detaliu. Ce aș vrea să mergem, dacă îmi permiți, pe linia pe care vreau să construim, pe temelia pe care vreau să construim în acest podcast, adică să descriem un pic părintele echilibrat, parentajul echilibrat. Un părinte care este echilibrat este într-o zonă de mijloc în care fermitatea și căldura se întâlnesc. Aici este secretul. Fermitatea și căldura își dau mâinile și ajută pe copii să se dezvolte într-un mod armonios. Părintele echilibrat sau părintele conștient, mie așa îmi place să-l numesc pe astfel, până astfel de părinte, este unul care este ferm și cald în același timp. Cuvântul cheie este și, nu sau. Adică, oferă iubire, iubire necondiționată, iubire plină de susținere, de încredere, de răbdare, însă impune și anumite reguli. După cum vă spuneam, copiii au nevoie de reguli și ajută să se mențină în siguranță în lumea din jur. Părintele conștient înțelege că tot ce face are un efect pe termen lung și nu-și dorește să primească doar rezultate de moment, deși rezultatele de moment sunt cele mai seducătoare, să zicem. Ne dorim ca să rezolvăm o problemă de moment. Un părinte conștient acceptă cu bucurie sugestii din partea copilului. Ba, chiar mai mult, îl ajută pe acesta să găsească cele mai bune soluții pentru problemele sale. Un părinte conștient este un martor, un observator al procesului de înflorire a noii ființe pe care a adus-o pe această lume și nu face în locul copilului ceea ce el poate face singur. Părintele echilibrat se conectează cu nevoile copilului, le ascultă, nu le respinge și nu-i spune copilului cum ar trebui să se simtă, cum ar trebui să gândească sau ce ar trebui să facă. Toate aceste trebuie au un rol de încorsetare în ceea ce îl privește pe copil, care se simte prins într-o colivie, a cărui imaginație creatoare este înăbușită și care, din păcate, nu trăiește foarte mult din bucuria vieții. Sunt foarte multe de spus despre părintele echilibrat și, așa cum spuneam, întreg proiectul nostru se construiește pe ideea aceasta a fi un părinte conștient, a fi un profesor conștient, în așa fel încât să putem să-i ajutăm pe copii să se dezvolte într-un mod holistic. Ceea ce pot să spun eu acum, de la bun început, este că, indiferent dacă suntem în extrema autoritară sau dacă suntem în extrema permisivă, esențial este să fim blânzi cu noi. Și dacă suntem blânzi cu noi și vom acționa într-un mod sistematic, vom reuși. Pentru că parentingul conștient nu este despre răspățare, pentru că nu este permisiv. Însă, parentingul conștient este despre a fi prezent cu toată ființa în viața copilului, a-l ghida, a-l încuraja, a-l motiva și a-l ajuta să se descopere pe el. Nu este un proces ușor, Dorin, însă are numeroase beneficii și am să spun 4 dintre ele. Primul beneficiu este că dezvoltă imaginația creatoare a copilului. Al doilea beneficiu este că îl ajută pe copil să se simtă conectat și semnificativ în viața adulților pe care îi iubește, iar de aici denotă un atașament securizant. Al treilea beneficiu este că e un proces caracterizat de empatie, iubire, validarea sentimentelor și trăirilor, este un proces plin de încurajare și de respect. Și ultimul beneficiu este că acceptă diversitatea. Un părinte conștient înțelege că nu există doar o părere corectă și doar o soluție fezabilă. Un lucru interesant pe care vreau ca să îl mai spun este că parentingul nu este despre copil, ci este despre părinte. Parentingul este despre modul în care părintele se poate educa pe sine în așa fel încât să răspundă cât mai bine nevoilor pe care le are copilul.
practic prezența părintelui într-un mod conștient, construiește un atașament sigur pentru copil. Un alt mit legat de parenting este faptul că părintele trebuie să fie perfect și că doar părinții perfecți pot să-i ajute pe copii să se dezvolte într-un mod armonios. Nimic mai fals, vreau să vă spun. Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, însă copiii au nevoie de părinți care să fie prezenți în viața lor atunci când au micile sau marile lor provocări. Bun, interesant subiect. Ce este atașamentul? Hai să vedem. Atașamentul se referă la un tipar de relaționare de lungă durată pe care o persoană o stabilește cu o altă persoană apropiată. Este în special utilă pentru a înțelege cum reacționăm atunci când ne simțim răniți sau criticați, ori când se întrerupe distanța într-o relație apropiată. Pe scurt, foarte pe scurt, în anii 1960, oamenii de știință au dezvoltat un test fascinant și revelator pe care au început să-l aplice copiilor și celor care îi creșteau în primul lor an de viață. Observatorii instruiți îi vizitau acasă pentru a evalua pur și simplu interacțiunile dintre mamă și bebeluș, folosind o scară de evaluare standardizată. Altfel spus, ei erau doar observatori, nu interveneau sub nicio formă. Apoi, la finalul primului an de viață, fiecare pereche mamă-copil era adusă într-o încăpere pentru a lua parte la un experiment care dura aproximativ 20 de minute, nu mai mult. Acest test era numit situația necunoscută, deoarece se concentra pe ce se întâmplă când copiii sunt separați de mamele lor și sunt lăsați într-o încăpere nefamiliară, fie erau lăsați cu străini sau erau chiar lăsați singuri. Analizând felul în care reacționează copiii în vârstă de un an, când au de-a face cu stresul de a-și vedea mamele părăsind încăperea și mai ales cum reacționează la întoarcerea acestora, cercetătorii au descoperit că pot afla numeroase lucruri despre atașamentul copiilor, adică legătura pe care o au cu persoana de referință și cum folosesc relația respectivă drept bază sigură la care să se întoarcă atunci când le este greu, atunci când eșuează sau atunci când pur și simplu au obosit și cum se pot folosi de această relație ca o rampă de lansare în așa fel încât să facă tot ceea ce își doresc. Creierul copilului este structurat de fiecare experiență pe care o are. Acest lucru este extrem de important să fie reținut de către părinți și profesori. Până la 7 ani, creierul copilului este structurat, arhitectura acestuia, de fiecare experiență pe care acesta o are. Copilul percepe lumea în funcție de răspunsul pe care îl primește de la figura de atașament. Și vă invit să aruncați o privire în parcuri și să vedeți reacțiile diferite ale copiilor care se împiedică și cad. Și care ce face? Ce fac prima dată? Privesc înspre părinți pentru a ști cum să reacționeze, să plângă sau să se ridice. Tocmai din acest motiv, Dorin, dragă, atașamentul nu este doar un predictor al nivelului de integrare în mediul școlar, în mediul profesional și așa mai departe, ci este un adevărat predictor al succesului în viață, a stării de sănătate și armonie cu cei din jur. Așadar, responsabilitatea adultului este uriașă și până nu de mult se credea că transmitem inevitabil tiparul de atașament pe care l-am dobândit. De exemplu, dacă am crescut într-o familie în care tiparul de atașament predominant era securizant, vom oferi unul asemănător și copiilor, dacă avem unul evitant, ambivalent sau dezorganizat, vom avea relații de atașament evitante, ambivalente și dezorganizate. Însă, vestea bună pe care știința ne oferă este că dacă avem cel puțin o persoană, iar această persoană poate fi mama, tata, bunicul, mătușa, educatoarea, învățătorul, care să ne ofere un atașament securizant, avem șanse maxime să ne dezvoltăm într-un mod armonios. Și dacă îmi permiți, am să-ți prezint numai câteva dintre beneficiile unui atașament securizant, adică să vedem de ce merită să lucrez cu mine. De ce merită în calitate de adult să citesc o carte de parenting, să ascult un podcast de parenting, să mă duc la un curs de disciplină pozitivă? Beneficiile unui atașament securizant sunt așa: stimă de sine ridicată, reglare emoțională mai bună, succes școlar mai mare, reziliență mai mare la stres,
interacțiuni pozitive cu ceilalți preșcolari și colegi de școală, prietenii mai strânse în copilărie, interacțiuni sociale mai eficiente în adolescență, relații mai bune și mai fericite cu părinți, frați și surori, calități de lider mai puternice, autonomie mai mare, relații romantice bazate pe încredere și înțelegere la vârsta adultă, competențe sociale sporite și nu în ultimul rând încredere mai mare în viață. Practic, iată, aici sunt toate ingredientele pe care noi, în calitate de adulți, dorim să le cultivăm în ființa copilului cu care lucrăm sau pe care îl creștem, nu? Comportamentul copilului are un scop. Prin ceea ce face, în fiecare clipă, copilul caută să își împlinească niște nevoi. Iar dacă un anumit comportament este etichetat de părinte nepotrivit, este bine ca atunci să se pună și să observe care este scopul, care este nevoia din spatele comportamentului. Niciodată copiii nu ne fac lucrurile în sâc sau să ne supere. Ajung într-adevăr și într-o astfel de etapă și într-un astfel de stadiu, însă nu se pornește dintr-o răutate, nu se pornește dintr-o dorință conștientă de a răni părintele. Copilul are nevoie în jurul său de tot ceea ce ai spus tu. Mi s-a părut extraordinară descrierea unei relații de calitate între părinte și copil. Și atunci, dacă ar fi să rezum într-un cuvânt ceea ce are nevoie copilul în relația cu părintele, este autenticitate. Părintele nu este perfect, copilul nu este perfect, părintele greșește, copilul greșește, însă în momentul în care ieșim din zona autoritară, în care pedeapsa trebuie aplicată greșelilor în așa fel încât să nu se mai repete anumite greșeli, și înțelegem că fiecare greșeală este o oportunitate pentru noi de a-l învăța pe copil ceva, atunci nu ne vom mai uita la comportamentele copilului ca la ceva ce trebuie imediat sancționate sau imediat recompensate. În ceea ce privește comportamentul, și aici aș vrea să ne oprim, e bine să ne gândim în felul următor. Îmi doresc un rezultat imediat, în așa fel încât să satisfac o problemă pe o durată scurtă, sau prin tot ceea ce fac eu raportat la copil, vreau să văd ceva pe termen lung, vreau să sădesc în copil ceva pe termen lung. Și atunci, dacă toți suntem așa într-un mediu mai mult sau mai puțin formal, mi-aș dori să le dau părinților o temă de reflecție. Nu e nevoie să scrie nimic, nu e nevoie să-mi trimită pe mail poate gânduri cu mare drag, însă nu trebuie să-mi trimit aceste teme pe mail. Uitați-vă la relația pe care o aveți cu copilul vostru și, poate reascultând acest podcast, întrebați-vă, unde mă situez eu? Mă situez în latura autoritară a parentajului? Mă situez în latura permisivă? Și în oricare latură vă găsiți, poate sunteți chiar pe latura cea echilibrată și atunci nu pot decât să vă felicit, însă în oricare din latură vă găsiți, vă invit să fiți blânzi cu voi în această săptămână și să fiți autentici. Și despre autenticitate vom vorbi atunci când vorbim de atașamentul securizat. Pentru că nu se poate atașament sigur fără un părinte autentic, fără o relație autentică. Așa că hai să ne oprim aici momentan, pentru că atât de multă informație a fost atât de valoroasă, încât sunt convins că se așează în suflet